fetelor? Așteptați, nu? Da. Bun. În acest moment, doamnelor și domnilor, stop vot. O să rog pe colegii mei să-mi pregătească și cartonașele, pentru că o să aflăm mama favorită, fata favorită, băiatul favorit. Sunteți 6 în casă, 6 fete, și din acest motiv doar 2 dintre voi, cele care se află în top 1 și 2, au imunitate astăzi. Pentru că n-ar fi normal ca să aibă jumătate dintre fete imunitate și jumătate nu. Așadar, primele 2 au imunitate. Bun. Pregătite? Da. Să știți că o să spun stop vot și pentru Facebook. V-am rugat să votați și acolo fotografiile concurenților, să dați like-uri. Asta este mai mult pentru noi, așa, ca să ne facem o impresie în strict pentru cei care se uită în direct la emisiune în Gala Mireasa. Iauzi, peste 500.000 de voturi au fost pe platforma mireasa.1.ro. Bravo! Jumătate de milion! Mulțumim, mulțumim! Vă așteptăm! Vă așteptăm! Sunteți celebre, fetelor! Și voi, și mamele, și băieții. E momentul nominalizărilor. În această gală, nominalizările, după cum cred că bine v-ați dat seama, vor fi puțin altfel. Radu, te rog să-mi aduci scaunul acela și să-l pui aici lângă mine. Fetele se uită unele la altele. Nu știu ce urmează să se întâmple. Așa, perfect, mulțumesc frumos. Perfect. E clar că cineva va veni aici, dar poate fi fata nouă, una dintre fetele noi, poate vine băiatul nou, cine știe. Poate vine câte un băiat să facă nominalizările. Poate vă chem pe voi, pe rând, să faceți nominalizările. Apropo, voi ați vorbit între voi? Cum au vorbit și băieții? Nu. Doar am spus cum credem că se vor face nominalizările. Cum? Ori băieții fetele, ori mamele în direct. Și la voi nu v-ați gândit că ați putea nominaliza? Ne-am gândit, cred că și la posibilitatea de a ne nominaliza noi între noi. E greu? Păi, vă dați seama ce greu le-a fost mamelor până acum? Acum că ne gândim că am putea face și noi asta, da. Hai să nu mai, să nu mai lungim, scuze. În gala de astăzi, nominalizările vor fi făcute în direct. Mamele sunt cele care vor face nominalizările în direct. Și o chem în platou pe doamna Geta. Sunteți bine? Da? Haideți, o să vă rog să luați loc aici lângă mine. Regula este aceeași, doamna Geta. Mamele nominalizează. Și vă întreb așa. Astăzi, nominalizarea dumneavoastră este? Pe cine spun eu, mami? Eu nu pot să vă spun. Nu știu ce să vă spun, nu știu ce să... Un nume dintre cele 6 fete care sunt în Casa Mireasa. Ele știu că asta este regula jocului, nu este o noutate pentru ele. Noutatea este că faceți nominalizările acum în direct și o să vă spun și de ce. Pentru că cei de acasă au spus că poate ar fi bine să încercăm și așa, ca să nu mai existe. Știți că oamenii de acasă își fac totul, fel de fel de planuri, că strategii. Ei, o facem în direct să nu-și imagineze că stafful face nu știu ce scenarii. Așadar. Așadar, eu o votez pe Claudia. Pe Claudia. Nu te super pe mine. De ce? A zis așa, pentru că ea a fost ba picolo, ba picolo. Ea sau altcineva? Dacă era să votez pe altcineva... Nu, mă refeream așa, apropo de expresia pe care ați folosit-o. Da, nu.
pe Claudia. Claudia. Da. Ok. Haideți să vă ajut să mergeți lângă fete. Un pic. Perfect. O să vă rog să mergeți să luați loc acolo. Ei, nu acolo în față. Unde, unde vreți, unde vreți. Mai e la alegere, încă sunt locuri. Asta mama. Este avantajul de a fi fost prima la nominalizări. Aveți unde mult. Să mulțumesc vă așezați. Mult. Mulțumesc și eu, așadar, Claudia, prima nominalizare. Și o invit chiar acum pe... Păi liniște-te, calmează-te. Doamna Ana, haideți. O să vă rog să luați loc aici, pe scaunul acesta. Da. E pregătit special pentru dumneavoastră. Da, mulțumesc. Nu știți de ce v-am chemat? Nu, chiar nu știu. Am emoții. Nu se aude. V-am chemat pentru că o să vă rog să faceți nominalizarea în direct. Așadar, nominalizarea dumneavoastră pentru gala de astăzi este... Claudia. De ce? Pentru că tot jocul ei s-a cam încheiat aici. S-a cam jucat cu toți băieții, dar... De acum nu mai are niciun rost să mai stea în emisiune. Mulțumesc. O să vă rog să mergeți. Mulțumesc și eu. Să luați loc. Mulțumesc. Claudia, două nominalizări. Și le reamintesc fetelor faptul că astăzi doar două dintre concurente, locul 1 și locul 1 și locul al doilea, doar două dintre fete au imunitate în urma voturilor voastre. Asta pentru că sunt doar 6 fete și nu ar fi corect ca jumătate dintre ele să aibă imunitate. Doamna Ermina! Haideți, vă rog, o să vă rog să luați loc pe scaunul acesta. Și o să vă întreb așa. Care este nominalizarea dumneavoastră? Eu o voi nominaliza pe Ionela. De ce? Părere de rău. Sunt foarte atașată de celelalte fete. De ea n-ați apucat să vă atașați? Și pe ea o iubesc foarte mult. Îmi pare rău că trebuie să fac nominalizarea asta, dar dintre toate 6, de ea sunt... Ea fiind mai nouă, aleg să o nominalizez pe ea. Mulțumesc foarte mult, o să vă rog să mergeți pe canapea. Ionela, o nominalizare. O... Claudia, două. Mai avem? Mai avem două mame. Haideți, doamna Viorica. Curaj. Să luați loc pe scaunul acesta. Bună ziua. Ce faceți? Bine. Sunteți bine, da? V-ați liniștit după ziua de ieri. Da. Am nevoie de nominalizare din partea dumneavoastră. Claudia. De ce? Nu se potrivește cu Ștefan. Nu se potrivește cu Ștefan. Spune mama. Mulțumesc. Vă mulțumesc. O să vă rog să mergeți. Trei nominalizări Claudia, o nominalizare Ionela și o singură mamă mai avem și o invit chiar acum alături de noi, pe doamna Mia. Haideți, doamna Mia. Intrați așa ca mine. Haideți. O să vă rog să luați loc pe scaun lângă mine. Aici. Aici. Eu stau aici, dumneavoastră acolo. Ce faceți? Foarte bine, ca de obicei. Oh, e o tensiune aici. Nu e. Ba da, este, dar nu o simțiți? Nu simt. O să vă rog da. Să-mi spuneți acum, în direct, nominalizarea dumneavoastră. Cine vreți să plece acasă? Ionela. De ce? Că e puturoasă. Ai zis sincer. Sincer zic. Nu face curat, nu-i place. Vorbește și urât. Și duce minciuni de la niște femei. Vorbește urât, eu n-am auzit-o vorbind urât. Duce minciuni de la niște femei, la alte femei și bagă zizane între noi. Între mine nu, că eu sunt neutră.
doamna Mia în camera. Mulțumesc foarte mult. O să vă rog să mergeți, doamna Mia, acolo lângă Cătălina, acolo a mai rămas un loc. Da. Radu, ai plicurile pregătite? Te rog. Aici e verdictul. În câteva minute o să știm cine pleacă, cine rămâne. A fost un pic altfel astăzi, dar nu știu, poate că așa a fost mai bine. Mamele n-au avut timp să discute de ieri până astăzi, să spună ele cine să plece, cine să rămână. Ionela, te rog, hai că voi să spui ceva și n-aș vrea să cred, n-aș vrea să crezi că am ceva cu tine, cum am înțeles că i-ai întrebat pe colegii mei. Doamne ferește, nu pot să am nimic cu nimeni. Am remarcat niște lucruri. Cred că ceilalți concurenți știu că de fiecare dată când am remarcat ceva ce nu mi-a plăcut, le-am spus fiecăruia în parte. Adică nu am partipriuri, eu m-am atașat de toată lumea de aici din casă. Dar, repet, când am avut ceva de spus, am spus. Te rog, vrei să-i spui ceva, doamne Mia? Da, nu mi se pare frumos să afirmați aceste lucruri, pentru că chiar nu sunt adevărate. La mine ordinea și curățenia sunt primordiale. N-am observat. Păi nu ați observat dumneavoastră, pentru că stați doar cu Claudia. Faptul că aveți ceva cu mine nu vă dă dreptul să mă jigniți. Nu am nimic cu tine, n-ai participat la curățenie. Am participat la curățenie, Bine, este evident, n-are rost să mai... Bun, ați făcut afirmațiile astea în legătură cu materialul pe care l-am văzut acum câteva zile. Da. A explicat Ionela faptul că ea nu a refuzat să facă curățenie, ci a spus că nu face curățenie atunci. Curățenia am făcut-o. Tot timpul când a fost. Nu cred că a venit nimeni să spune să vasele după mine. Poate. Pentru că noi eram doar eu și Claudia. Care toate? Să ajutăm camera 2. Care toate? Pentru că erau numai două și noi ne-am oferit. Și n-am făcut, doamna Mia, spuneți că n-am făcut? Ai făcut după ce am strigat la tine jumătate de oră. Trebuia să faci odată cu noi. Ieri sau când a fost ziua voastră de curățenie? Marți. Ieri am avut noi. Au zis că pot să facă curățenie când vor ele. Când pentru a fost... că ele fac, camera unu nu-i problemă. Când fac a fost cu noi, bine. Când a spus dumneai. Cum a fost baia? Cum am zis eu că a fost baia? Cum a fost baia după ce ați făcut curat? Super de faină. Da. Ce n-a fost dinainte? Bine, pe de altă parte, ele sunt și mai multe în cameră. Păi, da, da, am tot ajutat noi trei persoane. Și trei persoane le-au ajutat, da, și ele la curățenie marți, adică nu au făcut doar ele. Eu v-am spus că într-o casă unde locuiesc mai mulți oameni, toate discuțiile sunt, de fapt, și certurile pornesc de la asta. Da. Cine nu face curat, cine face curat, cine aduce gunoiul, cine aduce gunoiul, cine gătește, cine nu gătește, în viața reală mai ieși și cu, numai tu te duci la cumpărături, mai du-te și tu. Ce m-aș duce? V-ați duce la cumpărături? Oh, acum aș pleca. Da, doar că știți că în viața reală e un pic... Nu putem. Un soi de carantină și nu prea mai putem să umblăm așa cum... Erau viețile noastre odinioară, dar cine știe, poate că o să scăpăm cât mai repede de pericolul ăsta care ne paște pe toți, mai puțin pe voi, că sunteți aici și... practic cei mai protejați dintre cetățenii României, pentru că... de bine de rău, măcar de virusul ăsta vă feriți și vă ferim și noi pe cât posibil. Știți foarte bine și le mai spun și celor de acasă că sunt noi măsuri în casa Mireasa, în sensul că doar eu intru acolo și colegii mei operatori cu măsuri de protecție doar între ora 14 și 16. În rest, nimeni nu mai intră la ei, doar asistența medicală firește când este cazul și sper eu din tot sufletul să nu mai fie, poate o să fie așa mai liniște. Și încă un mare avantaj pe care voi îl aveți, așa, este acela că voi puteți puteți să faceți petreceri spre deosebire de noi. Facem diseară? Să vă îmbrățișați, puteți. Noi nu putem să facem. Noi nu putem să facem gesturile astea, doamna Mia. Da, ca acasă, să înțelegeți. Acasă, da. Doar acasă, dar noi așa între colegi, nu știu cum, eram pe vremuri când ne vedeam, ne pupam. Nu se mai poate. Și noi ne dorim să stăm cu familia câteodată și nu putem. Dar familia stă cu voi acum, pentru că, da, eu sunt convinsă că toate familiile voastre se uită la televizor acum. Toate. Da, toate. Da. Chiar dacă nu vă pot vorbi. Claudia, te surprind nominalizările? Nu. Este normal. Având în vedere că e prima oară când am și putut să spun ceea ce am simțit, pentru că m-am abținut de atâtea ori.
Te surprinde vreo nominalizare? Hai să spun așa. Nu. Nominalizarea doamnei Viorica nu mă surprinde. Da. Nu te întristează faptul că ea crede că nu ești potrivită cu Ștefan? Pentru Ștefan? Mă deranjează lucrul acesta, dar la urmă urme, dacă e să fie ceva, nu o să stăm cu părinții. Asta așa e. E deranjant și lucrul acesta. De ce credeți că nu e potrivită? Nu mi-a plăcut nici gestul aseară care l-a făcut și... Da, corect. Și... N-a fost frumos, Claudia. Că n-am apucat să vorbim. Nu mi-asum, doar că reacția mea n-am putut să o controlez. A fost una dintre, pentru că în cameră spusese ceva, am declarat anumite lucruri și în momentul în care am ieșit afară pentru nici măcar 5 minute la o țigară, s-a dus dincolo exact cu intenția de, parcă mă și întreba, nu mai mă lași măcar 5 minute să pot să merg dincolo, că picolo am fost. M-a deranjat foarte tare. Stăteam, am așteptat, am văzut toată discuția, tot ce s-a întâmplat. Eram cu tensiunea deja probabil ridicată și inițial am vrut să văd ce are de spus. N-am mai putut să reacționez. Care a fost continuarea scenei? A venit el în cameră, după cum s-a văzut. Momentul în care i-am spus să plece, pentru că nu puteam să vorbesc, eram foarte nervoasă și deranjată, să spun așa, dezamăgită. M-am întors în partea dreaptă și văzusem buchetul de flori, care primise era susținător el pentru a da acele fete alese. Am primit, am văzut buchetul de flori și am spus ok, merg să îl dau. Pe drum, până la destinație, să spun așa, s-a întors și a spus, a, ce-i cu tine? În secunda aia m-am enervat, am scos florile și am mâncat apa. Am vrut să o pun în cap, dar era de la valieră. O reacție la fel de... Îl văzusem și eram foarte dezamăgită. De știi că nu e ok, da? Știu că nu e ok. Dacă o să rămâi în casă, o să primești o sancțiune. Mi-asum. Facebook. Asta a fost doar pentru noi. E un barometru, apropo de emisiunea de astăzi, ce au văzut oamenii de acasă, dacă le-a plăcut de cineva, dacă nu le-a plăcut de altcineva, corect? Nu înseamnă nimic. Începem cu... fetele. Pe locul al treilea, în topul celor de acasă, este Claudia. Pe Facebook. Nu înseamnă nimic. Asta e doar pentru noi. Dar e frumos. Pe locul al doilea o găsim pe Andra. Și pe locul întâi este Ștefania. Și o modificare, da. Mergem mai departe cu băieții. Pe locul al treilea, mi-ai dat și mie să-i văd? Vreau să-i văd și eu, să le văd pățucile. În direct, în plasmă. Pe locul al treilea, în topul clasamentului de pe Facebook, votul din timpul emisiunii și sper că mă și aud. M-au zis băieți? Nu cred că mă aud, dar e clar că au emoții. Hai să facem cumva să mă audă și ei. Pe locul al treilea este, vorbesc de topul de pe Facebook, băieți, da? Cătălin. Pe locul al doilea pe Facebook îl găsim pe David. Iar pe locul întâi pe Facebook, votarea din timpul emisiunii, Mihai. Mamelor, mamelor, drăguțelor, avem așa, pe locul al treilea, pe locul al treilea, doamna Viorica. Pe locul al doilea este doamna Ermina. Iar pe locul întâi este Mia.
Da. Doamna Mia. Bravo, bravo. Bravo, Mia. Și acum, acum e acum, acum e acum. Oh.